Bună ziua și bun găsit, dragi telespectatori! Antena 3 Iași este aici și astăzi am venit cu o serie de întrebări legate de ce înseamnă pentru noi familia tradițională. În spiritul vremurilor grăbite pe care le trăim, în care se pare că foarte mulți dintre noi nu mai acordă mult timp să reflecteze asupra valorilor clasicizate, între care aș pune pe primul loc ideea de familie, trebuie totuși să ne protejăm viața privată, chiar viața intimă și, de ce nu, credințele. Pentru mine însă, familia tradițională rămâne un gând pe care îl datorez credinței înainte de toate. Însă, pentru a lămuri câteva din aceste aspecte și poate de a deschide și o serie de noi întrebări, am invitat-o astăzi în... scuze... reiau. Da. Am invitat-o astăzi în platoul Antena 3 din Iași pe doamna Dorina Ciornei, președinta Asociației Familia Tradițională. Bun venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, doamna profesor! Nu sunteți doar președinta acestei asociații, o să le spun acum telespectatorilor noștri că sunteți și cadru militar în rezervă, o doamnă, practic, care a făcut această meserie și încă sfătuiește și participă la întâlniri organizate de Ministerul Apărării Naționale din România de 30 de ani, mai bine de 30 de ani, deci mai bine de 3 decenii. Așadar, un spirit care își dorește întotdeauna cu ambiție să învingă obstacole. Cum a fost, practic, debutul dumneavoastră în această carieră și cât de mult datorați în acest debut familiei tradiționale? Pentru mine, în primul rând, cariera militară, o să încep cu începuturile, a fost mai mult decât o profesie, a fost o misiune, o misiune pe care am raportat-o în termeni militari îndeplinită, cu 7 ani în urmă, în 2017, o misiune pe care mi-am îndeplinit-o cu demnitate și cu onoare peste 30 de ani în instituția militară. Și tot atunci, în 2017, am decis, din dorința de a fi utilă comunității din care fac parte, din dorința de a pune la dispoziția tinerilor, în primul rând, din experiența și expertiza mea în domeniul militar, să mă implic în acțiuni de voluntariat și nu se putea mai bine decât să vină spre mine o altă misiune pe care o numesc eu tot misiune, să coordonez și să mă implic în activitatea ONG-ului Asociația Familia Tradițională din Iași. Un ONG de care avem nevoie, ca multe alte forme de întrajutorare, de fapt, atât a celor nevoiași, cât și a celor care, poate, din diverse rațiuni, au pierdut legătura cu această lume a valorilor sacre, pe care cel puțin generațiile de părinți, de bunici cu care noi am crescut le considerau sacre. Cum vedeți astăzi, tocmai din această postură, dar și, de ce nu, din postura omului familist, al soției, da, al celei care până la urmă se ocupă întotdeauna de tot ceea ce înseamnă sufletul casei, cum vedeți astăzi familia tradițională? Este amenințată această frumoasă instituție de odinioară? Nu mă implicam în această responsabilitate dacă nu mă regăseam în valorile în care eu am fost educată și crescută, crescută într-o zonă a neamțului la țară, unde bunicii, părinții, preotul, învățătorul mi-au fost modele, unde cei 7 ani de acasă i-am avut ca zestre pe toată perioada formării mele
ca om, ca ofițer, ca mamă și ca femeie. Și aceste valori în care cred și care, și care mă definesc le-am găsit ca obiective a acestui ONG, pentru că Asociația Familia Tradițională a fost înființată în 2014. În 2019 am reinițiat-o într-o nouă formă, cu altă strategie și cu un alt obiectiv. Și într-adevăr, avem ca valori sau avem ca obiectiv principal promovarea valorilor nu numai a familiei tradiționale, mie îmi place să spun familiei normale, doamna profesor, pentru că mai mult ca oricând astăzi se dorește ca această normalitate să nu mai fie o valoare, ci anormalitatea să fie ridicată la rang de valoare. Pentru mine, referiți cumva, adică cu siguranță vă referiți la drepturile, haideți să le spunem, ale minorităților sexuale, nu le-aș așeza sub semnul anormalității, fiindcă în discursul acesta mediatic sunt considerați minorități și atât. Dar, într-adevăr, există aceste drepturi, ele sunt consfințite prin lege, însă asistăm la un moment în care se face discriminare pozitivă, de fapt, în privința acestor categorii de oameni și normalitatea, cea pe care o cunoșteam noi de odinioară, este aruncată în derizoriu, lucru cu care nu putem fi de acord. Exact. Nu aș comenta foarte mult. Fiecare om are unicitatea lui și îi respectăm unicitatea, mă repet, și toate orientările lor, pentru că sunt oameni. Ceea ce încerc eu personal să accept mai greu este agresivitatea cu care vine spre tânăra generație, care încă nu au capacitatea de a discerne binele de rău, normalitatea de anormalitate, și se merge pe acest segment din ce în ce mai mult. Și trebuie să fim într-adevăr foarte atenți la tânăra generație, mai bine spus la copii, care din o vârstă destul de mică au acces la aceste informații, dar noi ne continuăm menirea noastră de promovare a valorilor familiei și de cultivare în rândul tinerilor, a tradițiilor, a obiceiurilor care ne caracterizează. Și am eu un mesaj motivațional în care mă regăsesc și se regăsește și întreaga activitate în cadrul familiei tradiționale, a marelui academician Zoe Dumitrescu cu Bușulenga, Maica Benedicta, care spune că o familie fără rădăcini este o familie, o generație fără rădăcini este o generație fără morală. Și atunci trebuie cumva, prin ceea ce facem, prin acțiunile și prin activitățile noastre, să încercăm să aducem în primul rând și nu numai, în primul rând tinerilor și nu numai, aceste tradiții, aceste obiceiuri. Vatra satului este o rădăcină, pentru că mă întrebați ce înseamnă pentru mine familia. Pentru mine personal, familia înseamnă acasă. Și când vorbesc de acasă, este locul unde iau contact cu bunicii, cu străbunicii, cu părinții, cu ceea ce am învățat de la oamenii satului, cu ceea ce este un obicei care trebuie dus mai departe. Și atunci n-aș putea, într-adevăr, modernismul își pune un pic amprenta, dar asupra familiei moderne, să spunem așa, dar din mica mea experiență de 4-5 ani, toți pleacă de acolo. Toți tinerii vorbesc despre la țară, toți tinerii vorbesc de bunici, toți tinerii au pe limbă am învățat de la bunica, am învățat de la mama, am văzut la nașa și așa mai departe. Deci da, nădăjduim că nu rătăcim calea. Cu atât mai mult cu cât vorbim și de o optică modificată a tinerelor generații care au înlocuit, de fapt, ca părinte,
mama cu bunica, fiindcă sunt foarte mulți dintre copiii care vor deveni în curând adulți, care au fost crescuți de bunici, părinții fiind plecați la muncă în străinătate. E o realitate a secolului în care trăim și cred că, totuși, pentru copii, lucrul acesta nu a fost în totalitate un lucru rău, pentru că au avut în acest fel, indirect, destinul le-a permis asta, să se apropie șansa, da, să se apropie mai mult de lumea tradițională și chiar de satul românesc. Am cunoscut-o și eu pe doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga, care mi este foarte dragă sufletului, aș putea să spun, la Mănăstirea Vărate, pe vremuri, când încă nu se călugărise. Și știu că, deși era o mare iubitoare și preda literatură universală, prețuia nespus valorile românității și considera cultura română unică, cum și este de altfel. Așadar, pentru dumneavoastră, familia tradițională este și o oglindă a românității. Mă gândesc și la Blaga, da? Blaga care a fost silit atât de mult timp să stea departe de catedră și care a găsit un refugiu în miturile noastre, între care mitul jertfei. Cum vedeți astăzi femeia în această familie tradițională? Pentru că am vorbit despre jertfă. Femeia nu a renunțat la rolul ei de mamă și soție, dar și-a îmbogățit cumva personalitatea cu această latură a profesiei, da? Care în unele cazuri poate să-i confiște întreaga viață. Nu o să vorbesc din punctul meu de vedere, pentru că aș fi subiectivă. Cariera militară m-a dus un pic, m-a depărtat un pic de dorința mea, sau aș fi dorit să stau mai mult în mijlocul copiilor, a familiei, și înțeleg mamele, soțiile, femeile zilelor noastre, care au atâtea responsabilități pe umerii lor, dar în toate sunt optimistă că văd acel echilibru. A ajuns femeia zilelor noastre, femeia mamă, soție, prietenă, să poată să găsească echilibru și să împace și profesia și calitatea de mamă și obligațiile față de familie, de soț, de societate. Și atunci eu zic că este un lucru îmbucurător și nădăjduiesc că va fi, nu ne vom pierde în aceste dorințe a unor femei sau unor doamne de a pune pe primul loc profesia și aș neglija familia. Da, cred că noțiunea aceasta de echilibru pe care atât de frumos ați invocat-o ilustrează de plin tipologia femeii care cu adevărat reușește, cea care nu-și abandonează misiunea inițială, dar poate ataca și o misiune nouă cu aceeași forță. Cred că este un echilibru pe care societatea tinde să-l fragilizeze. Dacă nu ești atentă, poți să ai surprize, dar este și o luptă în egală măsură. În calitate de cadru militar, ați resimțit lupta aceasta cot la cot cu bărbații? Să spunem, sigur că ați primit poate această întrebare de multe ori. A fost o cursă împotriva domnilor această carieră sau a fost o cursă de unul singur? Eu am... Pot să spun cu toată responsabilitatea că am fost o privilegiată din acest punct de vedere, în sensul în care chiar am găsit sprijin și suport în oamenii speciale, aș putea să-i numesc, din viața mea, din cariera mea, fie că vorbim de foștii comandanți, fie că vorbim de șefi, fie că vorbim de subordonați sau de prieteni, pentru că am găsit înțelegere, am găsit acel suport. Într-adevăr, în sistemul militar nu avem misiuni pentru doamne și misiuni pentru domni. Avem o misiune comună pe care
de foarte multe ori o ducem în echipă, dar de cele mai multe ori este misiunea personală și specială a funcției pe care ești încadrat. Ce pot să spun, că au fost și sinusoide și a fost foarte multă muncă, a fost foarte multă implicare și emoțională din punct de vedere al femeii și al mamei, pentru că, dincolo de toate, nu ne-am uitat și nu am lăsat acasă feminitatea când am intrat în unitatea militară. Am mers cu plinul nostru sau cu întregul nostru, dar personal am simțit un efort, că a trebuit să fac un efort în plus pentru a găsi acel echilibru între familie, profesie și, de ce nu, să personal. Aveam nevoie și eu, ca femeie, și de mici răsfățuri și de un timp al meu pe care am reușit de fiecare dată să mi-l asigur. E minunat și vă felicit pentru această reușită, pentru că ea reprezintă în fond și un exemplu pentru doamnele care ne privesc. Și aș vrea să vă întreb în această idee, cât ați adus din profesia de cadru militar în munca aceasta deosebită, în implicarea pe care o faceți acum în societatea civilă? Ați adus ceva din rigoarea acestui regim, din seriozitate, pentru că într-un ONG, dacă nu ești riguros și serios, riști să nu mai fii credibil. Cu siguranță, cred că 100%, am venit cu valorile în care am fost crescută și formată în instituția militară, pentru că 30 de ani și-a pus amprenta involuntar de voința mea. Dar cu tot ceea ce am venit, cu rigoare, cu onoare, cu demnitate, cu determinare și cu multă perseverență, nu pot decât să fiu mândră că am reușit să fac ceea ce fac astăzi și să am și rezultate și să nu, cumva, să nu fiu incomodă, chiar dacă uneori tinerii spun, probabil, fără să-mi dai o seama, doamna Ciornei, faceți armată cu noi. Faceți armată, da? Și ați făcut armată și în condițiile foarte grele ale pandemiei, pentru că au fost încercări, iată, sunt încercări care, de fapt, ne fac mai puternici. Care sunt proiectele de suflet la care țineți în cadrul Asociației Familia Tradițională? Derulăm în cadrul familiei tradiționale câteva proiecte care, să zic așa, nu spre laudă, cu modestie, îmi aparțin, inițiate de mine, bineînțeles, și validate de Comitetul Director al Asociației Familia Tradițională. Avem un proiect Turist în orașul tău pentru o zi, pentru Ieșeni, și Turist în orașul Iași pentru cei din Basarabia. Avem un parteneriat și o filială a Asociației Familia Tradițională în orașul Dundușeni cu liceul Alexei Mateievici și pentru ei proiectul se numește Turist în orașul Iași pentru o zi și, bineînțeles, și pentru elevii care vin din mediul rural. Este un proiect de suflet pentru că l-am gândit, am pornit de la ideea ce mi-aș fi dorit eu în copilărie, așa, venind din neamț. Venind din neamț să văd la Iași. Și atunci ideea mea a fost să descoperim împreună cu tinerii Iașul cultural, Iașul universitar, Iașul spiritual, Iașul istoric, pentru că mulți tineri, când ne-am întrebat așa în momentele noastre de discuții, știau câteva repere și astea nu erau tocmai cele care mă făceau pe mine să cred că ei își cunosc cu adevărat orașul.
Palace-ul este un loc frumos, dar nu este totul, și celelalte locuri unde tinerii își găsesc un mod de a-și petrece timpul liber. Nu poți să spui Palace și prin asta tot Iașul. Și este o reușită, continuăm cu acest proiect, îl avem în derulare an de an, cel puțin 3-4 ediții. Un proiect care este la cea de-a doua ediție și este sponsorizat de Primăria Municipiului Iași, Natura, o dimensiune a tinerilor pentru o viață activă. Deci este sprijinit, aveți sprijinul lor, financiar, inclusiv financiar, da, financiar, ceea ce este foarte important. Foarte, foarte important. De la an la an, participanții au crescut ca și număr. De la 25 am ajuns la 35-40, ne propunem și în acest an și suntem optimiști că vom găsi sprijin financiar din partea primăriei să îl dezvoltăm cel puțin la 70 de tineri, pentru că efectiv anul trecut a trebuit să refuzăm foarte mulți tineri. Înscrierea a fost benevolă pe site-ul asociației și în online, dar am avut un număr limitat de participanți pentru că fondurile au fost limitate, iar tinerii s-au simțit extraordinar în natură, a fost în zona Ciricului. Au fost într-adevăr câteva măsuri, să zic așa, mai un pic incomode pentru participanți, că anul ăsta a fost provocarea celei de-a doua ediții fără telefonul mobil. Și atunci... Pentru tineri a fost, dar a fost o reușită. A fost o probă, vedeți? A fost o probă, o provocare, dar și în același timp se poate și fără. Se poate și fără și sunt cu adevărat încântată să aflu că până la urmă tinerii ajung și singuri să-și pună problema necesității acestui obiect până la urmă, da? Trebuie singuri să realizeze că niciun obiect din lumea asta nu are dreptul să ne conducă existența, viețile, mintea, nu știu, toate lucrurile acestea pe care la o vârstă foarte fragedă, iertați-mă, copilul într-adevăr nu le poate conștientiza, nu poate să discearnă. Am văzut că acordați în cadrul Asociației Familia Tradițională, cum este și firesc de altfel, o mare atenție generației tinere, tinerilor de vârste diferite. Vă adresați atât adolescenților, viitorilor oameni în formare, cât și vârstelor mai mici, pentru care organizați și tabere, nu? Da, le avem în aceste tabere pe care noi ne le-am propus înainte de pandemie. Din păcate nu am putut să le și să le ținem efectiv, în primul rând din lipsă de fonduri, dar le avem ca obiectiv pentru anul acesta și pentru viitor. Dorim să aducem Maramureșul în Moldova și să ducem Moldova în Maramureș. Și de ce nu cei din Republica Moldova în Iași și ieșenii în Republica Moldova? De-abia aștept să avem oportunitatea și șansa de a avea fondurile necesare, pentru că tinerii își doresc atât de mult și sunt atât de încântați, pentru că este și sprijinul lor, sunt și ideile lor în aceste tabere pe care noi le dorim să le dezvoltăm și să prindă contur. Da, investim în tineri pentru că mergem de la premisa că ei sunt viitorul de mâine al societății și al țării. Și dacă ei nu au aceste valori foarte bine sădite și să creadă în ele, atunci rătăcești calea și drumul și nu se dorește acest lucru. Cumva ați înțeles un lucru esențial pe care, din păcate, unii dintre oamenii care se ocupă de domeniul educație, nu o să mă refer exclusiv la clasa politică, pentru că nu doar clasa politică trebuie așezată în culpă când vine vorba de moravurile unei societăți, cu toții avem sau nu avem vină pentru ceea ce trăim,
Mă refer la acei oameni care, sub o formă sau alta, au destinele educației în mâini. Indiferent că sunt la catedră, că sunt în inspectorate, în minister sau că sunt pur și simplu părinți și își duc copiii la școală, unii uită un adevăr. Cu toții suntem datori să promovăm, cum și sloganul dumneavoastră o spune foarte frumos, valorile pentru a pregăti viitorul. Nu putem începe prin viitor și după aceea să promovăm valorile. Adică nu putem acorda o atenție discreționară momentelor care vor veni în condițiile în care nu avem un fundament solid. Școala românească de astăzi face parte și ea din proiectul numit Familia Tradițională. V-ați gândit și să promovați o parte din acțiunile dumneavoastră în școli? Cu siguranță trebuia să spun de la început, partenerii noștri de încredere în toate proiectele și în acțiunile pe care le desfășurăm sunt școala, familia și biserica. Fără acești piloni de bază, i-aș putea numi eu, ai societății, noi, nici noi, ONG-urile, prin mica noastră contribuție sau activitate pe care o desfășurăm, nu am putea să facem ceea ce ne propunem să facem. Îi chemăm spre noi. Deci în școli încă nu am mers decât la nivel de parteneriate, dar aducem spre acțiunile și spre proiectele noastre școala și avem parteneriat cu liceul Vasile Adamache de 4 ani. Avem cu școlile gimnaziale Alexandru Vlahuță, George Coșbuc. Și în proiectele pe care le-am derulat Natura, o dimensiune a educației tinerilor, am avut bucuria de a avea elevi din din toate liceele ieșene. De la liceele Negruți, ei s-au înscris și a fost așa un întreg, sau dacă primele 2-3 zile au fost mai stângace, să spun așa, după care au închegat prietenii, au socializat, au venit cu propuneri de activități pentru anul următor. Deci da, școala are o deschidere, aș putea spune, spre a ne sprijini în ceea ce noi ne propunem. E minunat, cu atât mai mult cu cât sunt convinsă că tinerii oferă și ei o perspectivă surprinzătoare și îți dau idei, practic. Adică sunt lucruri la care noi, adulții, nu ne gândim și pe care ei le fac cu mare ușurință și cumva oferă, de fapt, și cheia unor adevăruri fundamentale care ne pot ajuta să înțelegem mai bine. Vă felicit pentru această activitate, cum de altfel vă felicit și pentru un alt proiect care pune în prim plan bucuria lecturii. Da? Se vorbește despre această inapetență, de fapt, a publicului tânăr pentru lectură, care eu, cel puțin, sunt de părere că nu este reală. Trebuie găsit un stimul întotdeauna, trebuie să lucrezi la metodă, chiar ca și profesor, da? Să-ți reformezi în continuu metodele, așezându-te în rând cu generația căreia îi te adresezi. Da? Despre ce proiect e vorba? Este vorba despre proiectul La un ceai cu aromă de carte, pe care l-am derulat, din păcate, tot înaintea perioadei pandemice, într-un spațiu, spun eu, primitor, de la biblioteca Oceanăria, de la biblioteca Mihai Eminescu, care, din păcate, la această dată știu că nu mai are aceeași destinație, dar locația și obiectivul nostru a fost să atragem tinerii, să facem activități care nu erau prevăzute în programa școlară și, după cum a spus și dumneavoastră, să le inoculăm dragul de a citi, dragul de a scrie, și întâlniri cu elitele ieșene, cu oameni din mediul cultural, din mediul spiritual, din mediul academic,
Și a fost așa, am avut trei ținte într-una și întâlnirea cu elitele eșene pe care mulți dintre tineri și-au găsit mentor și-au găsit modele de viață și obiectivul nostru de a citi, pentru că fiecare întâlnire se lăsa cu o temă pentru acasă, pentru participanți, scrierea unui eseu pe care noi l-am transformat într-un concurs tocmai de a motiva tinerii participanți să scrie eseul și scrisul a fost de mână, nu scris la calculator. Și în momentul în care tinerii au fost și premiați, de fiecare dată întrebau, nu mai facem activități cu eseuri, doamna Ciornei, ca să fie premiate. Deci a fost o reușită așa, tot de la ei au venit așa un pic de energie constructivă. Da, tinerii sunt energie și sunt energie în mișcare. E o energie transcendentă care vine cumva și pe o cale spirituală dinspre ei, înspre noi. Și vedeți, și din ceea ce ați spus dumneavoastră, le-a plăcut ideea să fie premiați, dar le-a plăcut și mai mult ideea că le-a fost stimulată gândirea critică. Ceea ce, din păcate, uneori, în foarte multe cazuri, din păcate, așa cum știm, școala nu încurajează întru totul sau nu până la capăt. Depinde cât de norocos ești să ai un profesor, eu știu, mai cu metode mai apropiate de tineri. Da. Vă felicit pentru aceste proiecte și, de asemenea, aș vrea să vorbim și despre proiectele care ne leagă de datini, de obiceiuri, de ceea ce este tradițional în fond. Păi nu putem să vorbim despre tradiție și despre cultivarea în rândul tinerilor, a obiceiurilor, a tradițiilor la români, decât promovând aceste obiceiuri ale noastre, ale zonei Iașului, în primul rând, mergând în satele din județ, avem și proiecte comune cu câteva parohii pe latura spirituală, de la Cilibiu, Pietriș, Dumești, unde, într-adevăr, obiceiurile sunt la ele acasă. Dar nu neapărat că le aducem de acolo aici, îi avem pe tineri care, într-adevăr, vin ei, mărturii vii, cu obiceiurile, prin profesorii îndrumători, și în fiecare an, de sărbătorile de iarnă, dar și de sărbătorile pascale, avem spectacole cu aceste datini, obiceiuri și, dincolo de obiceiuri, datini și partea muzicală, artistică, să spun, anul ăsta a fost o provocare. Elevii de la Liceul Adamachi sunt pe industria alimentară și am provocat la o masă tradițională a românului în săptămâna postului de Crăciun. Și, într-adevăr, a fost așa și o provocare, dar și o satisfacție că elevii au făcut ei personal bucate tradiționale de post, da, bineînțeles. Da, și nu au dus lipsa cărnii. Exact, da. Și a fost o reușită a acestui proiect. Da, încercăm să ducem cât avem la dispoziție și timp și resurse, pentru că voluntarii încercăm noi să-i fidelizăm, dar an de an se rotesc. Sunt elevi care trec într-o altă etapă de studenți și atunci își mai pierd din interesul spre implicarea în voluntariat și atunci avem așa perioade când trebuie să tot de nou început, cel puțin cu pregătirea voluntarilor și cu
atragerea lor spre aceste activități. Încă nu facem suficient de mult pentru a implica tinerii în aceste activități de voluntariat, în aceste activități civice pe care ar trebui, cum spuneați dumneavoastră, poate școala un pic să se aplece mai mult. Noi facem, pe lângă aceste activități de care m-ați întrebat, am încercat să îi implic în acțiuni civice și poate, să zic așa, patriotice, pentru că de fiecare dată participăm la Ziua Drapelului, participăm la Ziua Poetului Național, la Ziua Eroilor, la Ziua Tricolorului, la Ziua de 1 decembrie. Și tinerii sunt încântați, vin cu drag, dar nu văd acea școală să o văd organizată și să fie prezentă în aceste acțiuni și activități care sunt mai mult decât niște drepturi cetățenești sau drepturi civice, din punctul meu de vedere. Da, avem și această posibilitate în școala actuală de a organiza cele două tipuri de activități extracurriculare, săptămâna altfel și săptămâna verde, și cred că ați putea să direcționați mesajul dumneavoastră în special înspre gimnaziu, pentru că acolo clasele de elevi sunt dornice să vină, poate că nu au găsit informația la timp, însă aveți acum în încheiere posibilitatea să le dați informații concrete despre cum vă pot găsi, da? Ca site, ca Facebook, deci, bănuiesc. Da, noi avem pagina de Facebook Asociația Familia Tradițională Iași și avem și site-ul www.asociatieaft, în care avem actualizate și proiectele. Chiar pe site anul ăsta avem planul de activități propus pentru 2024 și orice doritor sau cei care sunt interesați de implicare în activități de voluntariat sau să fie parteneri sau parte a proiectelor noastre pot să consulte site-ul și să vadă ce activități derulăm în acest an, plus activitățile pe care noi le facem. Pagina de Facebook este actualizată și ne pot contacta. Da, avem și numerele de contact, pentru că proaspăt un nou membru de câteva săptămâni, un nou membru care a venit în echipa noastră, un masterant al Facultății de Teologie, este prezent și se ocupă mai mult de promovarea activităților noastre și un suflu nou, tineresc, de la care avem așteptări și poate fi contactat pentru relații și pentru informații. Vă mulțumesc și vă felicit pentru puterea exemplului pe care îl reprezentați. Vă urez mult, mult succes. Și acum, dragi telespectatori, dragi telespectatoare, îmi iau la revedere de la dumneavoastră. Sunt Livia Iacob și vă dau întâlnire din nou aici, la o ediție specială, așa cum merităm, pentru că ideea care nu ne părăsește nicio clipă e aceea că familia tradițională înseamnă origini, înseamnă evoluție, dar și rădăcini, înseamnă, mai presus de orice, identitate. Pe curând!